Nu eram judecat. Înainte, când eram stăpân pe pământurile noastre, eu aș fi dat porunca. Acum, dă-o tu. Adeverim hotărârea. Eliberați-l! L-am iertat. Slujește pe binefăcătorul tău. Uște primul. Să nu creadă că vrem să-l otrăvim. De ce luminești? Să înveți stăpânirea de sine. Dacă n-am fost în stare să vă batem, să-și ascund amărăciunea. Ca un bărbat. Bea cu mine. Mulțumesc, am băut. Trebuie să mă duc spre miază noapte să găsesc un loc bun de cetate. Îmi trebuie o călăuză. Vrei să-mi arăți drumul? Aici v-am adus. Până aici cunosc. De aici încolo? Bine, ia calul meu. Ai mult de mers până acasă. Pot și cu picioarele. Mulțumesc. De ce? Tânărul acela fără minte era băiatul meu. Ceilalți mi-au murit în război. El mi-a rămas. De ce nu mi-ai spus? Ție? Ah.
Mai departe. Ei, ești de prin partea locului? Și de prin partea locului. Ascultă, e vreo așezare pe aici? Nu. Atunci ce cauți în pustietatea asta? Umblu din loc în loc. Când mi-am pierdut oile. Tu ce cauți aici? Cunoști țara? Da. Atunci vino să ne arăți drumul. Nu te temi, hai. Știu un loc așa cum vrei tu. Decebal voia să facă acolo o cetate. N-ați fi cucerit-o niciodată. Dar n-am mai avut timp, ați venit prea repede. Decebal voia să apere acolo țara de nevala necunoscuturilor miezului nopții. L-ai cunoscut pe Decebal? Dar tu l-ai întâlnit în luptă? Nu cred, pentru că atunci n-ai mai fi aici. Am primit ordinul să-l prind. Dar de timp murise. Și tu ce ai făcut? Eu mi-am făcut datoria. Aici e locul. Peste tot aveți apă. O cetate bună trebuie să aibă apă. E singurul loc prin care se poate trece. Dacă închideți bine valea, 100 de oameni pot să țină în loc câteva mii. Decebal avea gânduri mari. Să vedem voi ce veți fi în stare să faceți. Ei, te-am adus. Cu bine. Stai, bătrâne, unde pleci? Stai. Rămâi cu noi. Vine iarna, unde vrei să te mai duci? Sau tot mai crezi că o să-ți găsești oile? Poate că da. Aici facem castrul! Pregătiți tabăra! Hai, descărcați! Oh, oh, oh.
Am ajuns. Cine a murit? Copilul lui Duras. Și voi? Voi de ce nu vă bucurați? Ați uitat datina? Cum va ajunge copilul lui Duras la Zamolxes dacă voi vă purtați ca niște zdrențe? Nu mă cunoașteți! Gerula. Unde este stăpânul nostru pe care ți l-am dat în grijă? E aici. A fost întotdeauna cu mine. Ah, iată-te, prisosta. Bucură-te! Ți-am adus feciorul pe Bastus. Vai, Bastus, te-am îngrijit ca pe fratele meu, te-am spalat, te-am dat să mănânci atunci când eu flămânzeam, ca să povestești, ca să poți spune tuturor, mamei tale care te-a născut în durere și bucurie, cum a fost la sarmi Segetuza. Hai, Bastus, povestește, Bastus. În nenernicia mea. Hai, Bastus. Eu am arătat romanilor cum să spargă conducta care aduce apă în cetate. Eu le-am spus unde ascunde Decebaltezaurul, în apa Sargeții. Eu i-am dus pe urmele lui Decebal și eram acolo. Am fost acolo când i-au tăiat capul și mâna dreaptă. Nu așa! Spune cum i-a spus mie pe drum! În nemernicia mea, ca un câine turbat. Cu lacrimi. În nemernicia mea, ca un câine turbat. Am mușcat mâna care m-a crescut și care m-a hrănit. Și-am privit râzând cum ai mei se stingeau de sete pe ziduri. Opriți-mă! E robul meu. Îi voi da să mănânce și să bea. Să trăiască. Și trăind, îl vom pedepsi până la lugarea romanilor din Dacia. Sarmi Segetuza nu mai este. Decebal e mort. Dar noi? Dar eu? Dar voi? Noi suntem morți? El? El e mort? Noi nu suntem morți, stăpâne. O să le arătăm romanilor că nu suntem morți. Aici e bine. Stai. Partea asta mai trebuie nivelată. Până la pod. O să iasă bine, am înțeles. Treceți la parapet. Încetați lucrul. Opriți lucrul, încetară! Adunare în castru. Ține.
întoarce fața de la noi. Adune înapoi, bărbați, dă-ne copii frumoși, trimite iar bucuria în casele noastre. Trimite iar bucuria în casele noastre. Să te aștept aici, în fiecare zi. Pentru astăzi ajunge! Thank you.
Și ne ajută pe noi, Zamolxes, că suntem neamul tău pe care l-ai ales să ținem fruntea sus sub dureri și lipsuri, așa cum ne-ai spus tu. Așează-te, stăpâne. Așează-te, stăpână. Șezi lângă mine, credinciosule Gerula. Îți mulțumesc, stăpâne, pentru cinstea ce binevoiești să mi-o faci. Așezați-vă. Mâncați inima ursului, stăpâne. Să creșteți mare, puternic și crud. Cum ai omorât ursul, unchiule Gerula? Cu cuțitul, stăpâne. De ce spui, stăpâne, numai la masă? Și de ce mă bați când nu nimeresc cu acul sau când sunt rău? Atunci nu sunt stăpân? Am înțeles. Eu sunt nepotul lui Decebal. Când mă bați, nu ne vede nimeni. Așa că știm numai noi doi. Ai gânduri, stăpân? Nu, Gerula. Iartă-mă. Unchiule, e bună blana pe care ți-am dat? Bună, bună. Mă cam dor mâinile și șalele. Mă pune toată ziua să car lemne. Eu sunt oștean, eu știu să mă bat. Acum trebuie să cărăm lemne. Trebuie să săpăm în stâncă să scoatem din ea aurul. Trebuie să adunăm bogăție și forță. Și apoi ne vom bate. Păi să sta! Ce mai aștepți? Adu-l pe Bastus! Povestește, Bastus. Când romanii au terminat marele pod, m-am dus la ei și m-am vândut lor. De ce? De ce? Ne pasă nouă oamenilor ce gândește viermele sau șobolanul? Mai departe. Când romanii au ajuns în jurul sarmisei Getuzei. Nu-i așa, ai venit înapoi la ai noștri. Am venit înapoi la ai noștri, ascunzându-mi gândurile ticăloase. Am arătat romanilor drumurile spre cetăți. Am arătat lui Traian unde era tezaurul cel mare. În albia râului Sargeția și eram de față atunci când i-au tăiat capul și mâna. Hrăniți-l! Hrăniți-l! Hai! Hristos ăsta! Dă-i osul ăsta! E gras! Să te păzești, Sabinus. Să mă păzesc? De ce? Thank you.
Mai jos, mai jos. Așa. Așa. Destul? Lăsați. Eu am scăpat. Destul! Ajunge! Altfel o să crăpăm cu toții. Hai! Hai! V-ați întors? Lucrul nu s-a terminat. Ne-am întors cu el. Acum câteva zile, Marcus, fâșia de lupi. Până când? Până când terminăm. De luni de zile ne chinuim. Unul câte unul o să pierim cu toții. Așa nu vom termina niciodată. Și ce ai vrea tu să fac? Nu știu. Tu ești comandantul. Bine. Pentru că împăratul nu l-a lăsat să meargă la Roma și a pus în cap să o construim noi, aici! Ce, te duci la Roma să te plângi împăratului? Sabinus, te numesc comandant în lipsa mea. Ai dreptate, singur nu putem scoate la capăt. Mă duc să-l aduc pe Ciung și oamenii lui. O să te omoare. Atunci ai să continui tu construcția. Ce stați? Ce stați? Ce vă uitați? Hai la lucru! Senatul ne va face cavaleri pe toți! Vă făgăduiesc! De fiecare dată mă tem că n-ai să vii. De fiecare dată jur că n-am să vin. Și totuși vin. Și nu e bine. Hai. 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 Zia, spune, cine ești tu? Eu. Spune, de unde vii? Nu de unde vii, unde trăiești?
Ai jurat că n-ai să vrei să știi niciodată, Sabino?